Next. Bună seara tuturor! Suntem acum la a doua zi de instruire, unde noi învățăm arta de a dărui, astfel încât să putem beneficia de, să zic așa, un venit suplimentar, ușor, frumos, cu grație, așa cum am spus și ieri, însă cel mai important aspect este să știți ce vă doriți. V-am pus ieri, da, materialul unde să începeți să scrieți în fiecare zi de 10 ori pentru ce sunteți recunoscători. Dacă veți scrie, nu o să mai aveți timp de critică, de bârfă și de lucruri negative, pentru că vă veți gândi doar pozitiv la cineva. Și gândiți-vă, ca să v-am pus pe grup, vibrația. Vibrația noastră, cu cât este mai înaltă, cu atât vom atrage miracole în viața noastră. Cu cât noi avem gândurile de joasă frecvență, critică, bârfă, judecată, vinovăție, rușine și așa mai departe, cu atâta noi vom atrage ce anume? Acele evenimente și circumstanțe care ne vor aduce la acel nivel vibrațional. Să nu uităm că avem și dușmani invizibili, da? Însă, acești dușmani invizibili îi putem noi contracara prin rugăciune, prin post, prin smerenie, prin faptul de a regreta și de a nu mai practica lucrurile negative. Astfel, această, să zic așa, metodă este o metodă foarte bună de creștere, pentru că la drept vorbind nu există oameni fără păcat, fără greșeală. Și atunci, în momentul în care noi am observat și regretăm și nu mai repetăm, da, practic vom avea o scală foarte mare vibrațională și, bineînțeles, vom atrage circumstanțe și lucruri de înaltă frecvență. Haideți să vedem că aș vrea să vă prezint referitor la lista de nume. V-am rugat astăzi să aduceți o listă de nume care să vă ajute să luați legătura cu persoanele care sunt, să zic așa, cele mai potrivite pentru voi ca să începeți să lucrați. Și haideți să vă arăt câteva materiale care le-am pregătit pentru voi, da, legat de această listă de nume, pentru că dacă voi nu o să vă scrieți lista în permanență, da, de nume, în permanență eu îmi notez persoanele pe care mi le amintesc, pe care eu le văd, da, din mașină sau în bancă sau, eu știu, Dumnezeu mi le dă în vis noaptea, întotdeauna eu mi le notez. Deci, întotdeauna eu mi le notez. Ideea este că dacă noi vom face acest lucru și vom nota în fiecare zi și ne vom mări lista de cunoștințe, cu adevărat succesul va fi foarte, foarte eficient pentru noi. Acum, ce este bine de subliniat este faptul că v-am pus, da, pe linkul de Leader niște materiale prin care să puteți foarte, foarte eficient să vă amintiți acele persoane care sunt cunoștințele voastre. Și dacă voi veți face acest lucru, cei care practic doriți nivele mai înalte, vă ajută foarte, 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 foarte mult. Însă ceilalți care practic nu sunteți încă pe grupul de lideri, ce vă rog este să vă notați cel puțin 25 de nume pe care să vă doriți să-i contactați, da, în aceste zile, ca să puteți să creșteți împreună și să vă puteți mări, da, să zic așa, lista de cunoștințe și profitul, pentru că noi aici, practic, ce avem nevoie? Avem nevoie de
listă de cunoștințe. Dacă noi nu vom face această listă de cunoștințe, noi nu vom avea capital, nu vom avea ce să facem aici. Noi, ca să putem să avem succes în această industrie, singurul aspect important pe care noi îl avem de efectuat este să ne îmbunătățim în fiecare zi lista de cunoștințe. Cu cât noi ne scriem în fiecare zi lista de cunoștințe, cu atât capitalul nostru, care este practic nu sub formă de bani, ci sub formă de persoane, va crește vertiginos. Dar, cum vă spuneam, dacă nu vă scrieți lista de cunoștințe, nu o să puteți să aveți succes. Eu vă spun din start, sunteți acum, numai puțin că am găsit materialul și vreau ca să... Suntem acum, da, am 15, da? Haideți să vă arăt despre ce este vorba, da? Pașii spre succes, decide acum, educă-te, schimbă-te, planifică și setează-ți scopuri și, bineînțeles, lista de contacte. Iată, aici vedeți o listă de contacte foarte, foarte importantă, da? Iată, 25 de contacte. Ce este foarte, foarte important, da? Să le scriem numele la acele persoane pe care ni le dorim să le contactăm, apoi să bifăm 10, 2, 4, 6, 8, 10 persoane care sunt, pe care mă gândesc să le contactez prima dată, da? Le bifăm acolo cu o căsuță, cu X, da? Aceste persoane. Și ce vom face după aceea, practic, vom mai încercui 5, care sunt cele mai importante persoane dintre cele 25. Cele 5 persoane, da, sunt cele pe care ar trebui să le lucrați cu sponsorii voștri. Sponsorii voștri, da, împreună cu voi, să vă ajute pe cele 5 persoane care sunt foarte, foarte pozitive și foarte, foarte îndrăznețe, să le sunați împreună. Deci acest lucru este vital pentru acei sau acele dintre voi care vă doriți să fiți da de succes, da? Și bineînțeles, dă telefoane și faceți rezervări în agenda. Acest aspect este extrem de important și dacă o să începeți, pentru că fără acest capital de listă de cunoștințe și cei care sunteți peste 40 de ani aveți peste 1000 de persoane în agendă, acest aspect vă va ajuta ca să aveți în 2 luni de zile o creștere spectaculoasă. Da? Mai mult decât atât, voi care practic ați mai lucrat și în alte sisteme de network marketing, știți foarte bine că cartea aceasta care eu o citesc, Expertul din afara orașului, în special pentru cele 5 persoane care sunt deosebite, este bine ca să le sunați împreună cu sponsorul vostru, ca să aveți succes. De aceea, luați legătura cu cei care v-au invitat, fie că sunt eu, mă bucur să mă contactați dacă aveți 5 persoane de succes. Dacă nu sunt eu, luați legătura cu cei care practic vă sunt sponsorii voștri direcți. Ei sunt foarte bucuroși să vă ajute, chiar dacă acum o parte sunt la Satu Mare sau Baia Mare, alții sunt la Suceava. Ați văzut, am postat, toți acum se pregătesc ca să fondeze da, România și să devină cofondator. De aceea, până duminică, da, când se încheie luna, toți sunt ocupați cu acest lucru și le dorim mult, mult, mult succes și Doamne ajută! Acum, haideți să citim materialul care, practic, îl avem repartizat pentru astăzi, material extrem de important, deoarece, fără educație, scumpilor, fără educație, noi nu vom putea
să creștem și nu vom putea, evident, să avem succes. Educația este primul aspect pentru acea persoană care își dorește să aibă o nouă viață. Pentru că știți foarte bine acel proverb adevărat: dacă faci ce ai făcut, ai ce ai avut. Dacă faci ce nu ai mai făcut, ai ce nu ai mai avut. De aceea, primul aspect este educația. Acum, hai să vedem, a rămas aseară la capitolul 3, da? Ei și-au înregistrat secretele. După interviuri cu mii de lideri și cercetări făcute în cadrul a sute de rețele, s-a putut trage următoarea concluzie. Rata de creștere este direct proporțională cu numărul de casete didactice și motivaționale utilizate de distribuitori. Acum, ce înseamnă acest aspect? Gândiți-vă că voi aveți o multitudine de materiale video pe care vi le-am postat și le găsiți la mine pe YouTube. Apropo, dacă vă abonați, deci dați subscribe, vin notificările pentru ori de câte ori eu voi încărca un material. Însă, ce este foarte, foarte important pentru voi este ca să utilizați aceste materiale, să le dați spre acele persoane care știți că au potențial să le asculte. Utilizați aceste materiale și profitați de ele. Mai de mult vă amintiți când cine a lucrat în Amway aveau Network 21, că despre asta este vorba, aveau casete, aveau discuri, da, CD-uri înregistrate, care costau foarte, foarte mult, da, și le ofereau spre a fi ascultate și după care erau invitate să vină în acele meeting-uri, da? Ei, astăzi noi nu ne mai ocupăm de acel aspect, pentru că deja cu toții sunt foarte, foarte evoluați pe plan vibrațional și spiritual. Multe persoane deja au o vibrație foarte, foarte înaltă. Însă, ce este foarte important este să utilizați acele materiale care pentru voi au fost, să zic așa, semnificative. Da? Pentru că noi suntem diferiți, avem la o mână 5 degete, niciun deget nu este la fel. Prin urmare, fiecare persoană iubește un anumit stil de persoană sau un anumit tip de predare, o anumită, să zic, un anumit material pe care practic noi l-am pregătit. Deci aveți o sumedenie de astfel de înregistrări. Ce este foarte important să le utilizați. Ați văzut, este al treilea aspect extrem de important, pe care practic este bine cine dorește ca să îl aplice. Să ne amintim de principiul pelicanului și să facem un pas mai departe. Cea mai ușoară și mai eficientă cale de a importa pelicanii vânători este aceea de a distribui casete înregistrate. Casetele ajută la conturarea industriei a marketingului de rețea și învață pe oameni cum să-și construiască o organizație. Casetele insuflă speranță și astfel asigură ceva din suportul grupului și reprezintă modul de lucru utilizat. Desigur, este mult mai bine să ai îndrumarea directă a mentorului tău care te-a introdus în rețea. Dacă ea sau el se întâmplă a fi aceeași persoană ce te-a recrutat în rețea, atunci pelicanul vânător este probabil nerăbdător să te ajute oricum. Însă dacă el sau ea este cu câțiva pași înainte în linia ta de recrutare și este de adevăr o persoană talentată, programul acestei persoane poate fi foarte încărcat. Da. Să știți că așa este. Există de asemenea cheltuieli de luat în considerare. Da? Hop, hop, hop. Da? Se duce prea. Da? Ce cheltuieli sunt de luat în considerare? Da? Poate fi vorba despre bilete de avion, cazări la hotel, restaurante. După cum se pare, antrenorul tău are de gând să câștige niște bani din această întreprindere. Tu vrei același lucru, dacă nu, parteneriatul nu va dura oricum foarte mult. Chiar așa fiind, prețul aducerii acestei persoane în orașul tău va costa ceva pe cineva. Doar din banii cheltuiți pe un singur bilet de avion s-ar putea cumpăra sute de casete. Să ne oprim și să luăm în considerare această alternativă. În primul rând, casetele furnizează cunoștințele de care ai nevoie pentru ca afacerea ta să aibă succes.
Nu fi naiv. Oamenii n-au construit organizații cu vânzări de miliarde de dolari în mod întâmplător. Oricât de neorganizată sau amatoare poate părea lumea marketingului, da, de rețea, unui agent imobiliar profesionist sau agent de asigurare, această unică industrie are propriul său set de reguli. Ca și în oricare altă activitate, unele lucruri merg, altele nu. Există totuși o lege stranie. Anumite reguli pe care nu le urmezi, poate că nu le înțelegi, te vor costa. Un circuit continuu de casete te va ține la curent cu nuanțele privind procesele de recrutare și de construire a rețelei. În al doilea rând, casetele te inspiră și te motivează pentru a continua. Rețineți, multe dintre casetele. Multe dintre casetele, numai puțin că mi-a venit aici niște mesaje, da? Rețineți, multe dintre casetele furnizate chiar de aceste rețele sunt realizate în mod neprofesionist. Un vorbitor se poate contrazice în mijlocul aceleiași fraze. Bine, acesta este probabil chiar felul de material pe care îl vrei. Amintește-ți, și faptul că tu nu încerci acum să înveți cum să fii un vorbitor profesionist, ci mai degrabă îți construiești propria rețea. Vrei ca pelicanii, da, vânători să te învețe modul lor de lucru. Poate vei avea puțin de lucru până când îți vei da seama ce încearcă ei să spună. Uneori va trebui să citești printre rânduri, dar acest material neprelucrat, amator și zborât din cunoștință, este exact materialul de care tu ai nevoie. Uneori, materialul include povești inspirate din perioadele de evoluție ale celor ce s-au îmbogățit. Alteori, se rezumă la a preda, dar chiar și un discurs, da, banal, te ține alături de spiritul și atitudinea storului de pelican vânători, despre importanța acestora că vom vorbi mai târziu. În sfârșit, casetele sunt cea mai bună metodă de a delega munca construirii unei rețele. Există casete care să prospecteze noii recruți. Este ea medic? Există o casetă pentru ea. Este el supraveghetor de zbor? Există o altă casetă care să-l inspire. Există casete de vânzare pentru oamenii cu care facem afaceri. Casete care să învețe cum să recruteze alte persoane. Casete care răspund uneori probleme unor probleme speciale. Aceste casete vor dubla vânzările unui anumit produs pe care rețeaua ta îl vinde. Există chiar și casete care te învață despre importanța casetelor. Aceasta este ideea. Sute de casete pot face mult mai mult pentru construirea rețelei tale decât ai putea face de unul singur. În timp ce tu dormi, casetele continuă să recruteze. În timp ce tu ești la serviciu, muncind toată ziua, noi tăi distribuitori recrutați sunt învățați cum să își construiască propria rețea. Utilizând cu înțelepciune o singură casetă ieftină, poate preda la sute de persoane diferite. Nu o da de tot. Împrumută-o unui prieten și apoi du-te și recuperează. Fă caseta să circule printre vecini, printre prieteni sau printre persoanele pe care le întâlnești în cele din urmă. Cineva va spune, este interesant, dă mai multe amănunte. Atunci va fi pregătit pentru o a doua casetă de a ta. Mici Sala a folosit exact această metodă pentru a construi o rețea internațională cu aproape 100.000 de distribuitori. Fii ocupat, sfătuiește-te. Sfătuiește el. Nu te opri și urmărește-i pe prospect să vadă dacă i-ai pus pe gânduri. Lasă casetele să-și facă treaba lor. Bineînțeles, unii îți vor ignora casetele, dar tu ai bănuit asta. Există chiar și casete care te învață cum să-i faci pe ei să le asculte. Unde poți găsi toate aceste minunate casete? Cele mai multe afaceri în rețea au disponibile cataloge sau pot recomanda companii care vând aceste casete. Dacă nu au, ești probabil la o firmă nepotrivită. Construirea unei rețele va fi o afacere plictisitoare și înceată. În acest moment, lăsați-mă să vă previn, în unele părți ale lumii, vânzările casetelor motivaționale sunt descurajate prin legislație. Există țări în care informațiile de orice fel sunt controlate cu grijă,
de către guvern. În alte cazuri, industria de marketing de rețea este nouă și încă în perioada de definire, problema este că mari rețele câștigă bani într-o mai mare măsură din vânzarea casetelor decât din a produselor cărora le face reclama. În al doilea rând, în unele țări, legile interzic rețelelor vânzarea casetelor către proprii distribuitori, deoarece legiuitorii percep acest lucru ca reprezentând o violare a legilor comerțului. Mai direct, ei se tem că tu ai o piață închisă și că practic ai un monopol de vânzările către propria ta rețea. Bună treabă, îți spui. Am construit o rețea, alții pot să vândă casetele și eu nu pot face. Din fericire, agențiile guvernamentale în multe țări sunt de acord cu tine, dar dacă ești într-o țară unde vânzările sunt prohibite, nu dispera. Există alte companii din afară care îți vor vinde casetele. Lasă politica și reglementările guvernamentale pe seama altora, tu concentrează-te, dar tu vrei să construiești o rețea și casetele reprezintă cea mai rapidă cale. Bun. Haideți să vedem ce am înțeles din acest capitol. Cine vrea să-mi spună, da, în mare, ce ați înțeles din acest capitol? Ca să mergem după aceea la al doilea. Hai să vedem ce am înțeles. Cine vrea să-mi spună? Ce am înțeles din acest capitol? Ce este foarte, foarte important să facem noi? Să utilizăm materialele audio și video, corect? Mai vreau să spun. Pot Bravo, să. te ascult, scumpă. Foarte important este să vizionăm toate materialele care ni se trimit de către sponsorii noștri, de către dumneavoastră, să le distribuim mai departe la oamenii din lista de nume. Așa și Dacă te-aș vedea, m-aș bucura și mai tare, Lenuța. Să nu-ți văd, să nu te văd în negru acolo. Crede-mă, când vă văd, dacă eu mi-aș pune și eu ăsta, cum îi spune, să-mi pun și eu, să nu mă vedeți, v-ar place de mine? Ia Nu, zi. nu, nu, dar acum nu sunt pregătită și tocmai au plecat nepoțelele și nu e în ordine. Ok, Mâine seară, continuă. mâine seară. Bine, Așa. continuă, da. Așa, deci le distribuim oamenilor din lista de prețuri. Așteptăm puțin, o zi, două, să vedem dacă ei ne contactează, dacă îi interesează ceea ce au văzut, vor să știe amănunte, nu vor să știe. Și dacă vedem că ei nu zic nimic, sunăm noi. Sunăm, Bravo! întrebăm, ai vizionat filmulețul, ți-a plăcut, nu ți-a plăcut, este vorba despre niște produse absolut fantastice, care după câteva administrări poți să vezi deja niște rezultate la ele și chiar ar merita să încerci, să vezi ce bine îți fac atât ție cât și familiei tale, pentru că este pentru toată familia, începând de la copil până la adult. Așa. Și cred că dacă nu 10, dar 1, 2 sau 3 vor fi interesați de produse, zic eu. Da, așa este, draga mea. Nu uitați, scumpilor, da, și subliniez aici. Există legea lui Pareto. Cum este această lege? Vă rog din toată inima, în acest training pe care eu mă sfătuiesc să-l fac în fiecare zi ca să terminăm cartea și ca voi după aceea să vă puteți instrui omuleții voștri care vin săraci de ei din lumea asta buimăciți de oribile lucruri, da? Și nimeni nu învață ce să facă prima dată, da? Da, mă săduiesc acum și vreau să citesc cartea asta cu voi până la final, în fiecare zi, non-stop, cu excepție, poate va fi pe 6-7 când voi fi la Cluj, că n-am cum să citesc atunci, că, mă rog, voi fi la Cluj, însă, automat, da, voi face în fiecare zi, fără excepție, pentru că trebuie să o aveți. De ce? Oamenii nu se instruiesc, dragilor. Ei cred că aici este o loterie, poate câștig, poate nu câștig. Nu există așa ceva, scumpilor. Aici, dacă nu muncești cel puțin o oră pe zi, dar nici o oră, da? Dacă nu muncești, ce înseamnă să muncești? V-am spus, da?
să lucrezi cu tine, să te educi. Neapărat să vă setați mintea. V-am spus și ieri, și ieri ați fost foarte mulți, da? Pentru că astăzi sunt două prezentări la Satu Mare, Baia Mare, Suceava. Ideea este că dacă voi nu știți ce vă doriți și nu vă vizualizați în fiecare seară și dimineață, atunci când mintea este în zona teta, în starea, mai bine zis, teta, și când voi, dragilor, dimineața, mulțumesc la Dumnezeu și vă vedeți cu acel venit suplimentar, da? Atât seara cât și dimineața când vă treziți. Mulțumesc la Dumnezeu pentru acel venit suplimentar și vă notați pe oglinda din baie, pe frigider, să le vedeți în fiecare zi și să vă repetați. Și, bineînțeles, Ho'oponopono, v-am zis și ieri, îmi pare rău, iartă-mă, te iubesc, mulțumesc. Utilizați aceste cuvinte miraculoase de 100 de ori pe zi. Faceți aceste lucruri, dragilor, și o să vedeți cum o să aveți niște schimbări exponențiale în viața voastră. Bineînțeles, dacă veți lucra, dacă veți lucra, dacă veți lucra constant, constant, constant cu voi. Da? Nu este ușor, dragilor, să-ți schimbi viața, dar este mai greu să ai viața de 2 lei pe care o au peste 70%, să meargă la un job și să fie tratați incorrect, să aibă poate de asocieri nepotrivite, să fie criticați, să fie bagiocoriți. Bullying-ul, dragilor, bullying-ul astăzi metamorfozează viețile atâtor oameni slabi și ei nu știu de existența noastră. Ei nu știu că noi i-am putea ajuta, pentru că ei sunt niște valori, sunt niște persoane de o comoară incomensurabilă. Dar de voi depinde, dragilor, de voi. Un singur om a schimbat întreaga planeta și a fost Hristos. Voi sunteți acei the one, the only, care voi puteți schimba generația, organizația, comunitatea, orașul în care voi locuiți. Doar să vă dați voie. Doar să vă dați voie. Și cum vă puteți da voie, dragilor? Prin educație, în continuu. Oare astăzi am zis o vorbă de încurajare la cineva? Oare astăzi am dat un mesaj prin care i-am mulțumit cuiva? Da, sunt lucruri foarte importante. Haideți să mai citim, bine? Ok. Haideți să vedem. Înțelepciunea de a face nimic. N-am întâlnit niciodată un distribuitor care să nu-și fi dorit șansa de a retrăi prima sa săptămână din rețea, a zis Hans Nuschold. Primul lucru pe care îl ai de făcut este să nu faci absolut nimic. Și de obicei nici măcar pe acela nu-l putem face corect. Nu auziți, există două teorii despre cum să încep colaborarea cu un nou distribuitor. O teorie spune că acesta ar trebui încurajat să înceapă sponsorizarea sau recrutarea altora imediat. Pune-i în mișcare atâta timp cât încrederea inițială și entuziasmul îi animă. Cealaltă teorie susține că ei ar trebui instruiți timp de o săptămână, deoarece probabilitatea de a greși este atât de mare încât ei vor îndepărta cu siguranță pe cei mai buni prospect. În acest caz, dacă există entuziasm, acesta va lucra împotriva lor. Iată câteva spicuiri din interviurile cu distribuitori de succes din Network 21. Convinge distribuitorii nou înscriși să nu facă nimic până când nu vor fi ascultat cel puțin o casetă atent selectată. Vă dați seama ce important ne spune aici? Alege o casetă care să inspire doar să le descrie și cele mai frecvente greșeli ale noilor distribuitori. De fapt, dacă pot fi convinși, încearcă să le dai să asculte trei casete. Una care să inspire, una care să învețe despre prima săptămână și dacă nu au ascultat-o încă, ei ar trebui să asculte caseta pentru prospectare pe care o vor putea da prietenilor lor. Acum vine partea comică. Dă-le să facă toate acestea chiar în prima zi. Pune să sponsorizeze chiar din a doua zi. Cu alte cuvinte, să ai prăjitura și să o și mănânci. Concentrează munca pentru o săptămână într-o singură zi de instruire și în același timp
Profită de avantajul entuziasmului inițial al distribuitorilor pentru ca ei să înceapă sponsorizarea altora. Bineînțeles, vei găsi aceasta ca fiind un pic cam mult pentru un prieten care se alătură șovăitor rețelei tale și doar ca o favoare personală. Dar acesta este idealul. Ideea este aceasta. Dacă noul tău distribuitor se grăbește să intre în afaceri în prima sa săptămână și face greșeli grave, acea persoană poate fi pierdută pentru totdeauna. Doar o mică echilibrare, o minimă pregătire îl va face mai înțelept un eficient om de rețea și dacă întâmplător persoana care citește această carte este un distribuitor nou, un sfat înțelept dintre argumentele pro să nu faceți nimic până când nu ascultați trei casete recomandate și ascultați-le chiar acum. Nu îți este de ajutor să deplângi ceea ce ai pierdut. Mulți oameni fac încercări în prima lor lună, însă o modalitate corectă de a începe poate fi echivalentul primelor 6 luni. Deci, dragilor, ce este foarte, foarte important? Multe persoane sunt noi, da? În network marketing, corect? Haideți să vorbim, da? Ce ziceți? Corect? Ok, da, așa este. Și gândiți-vă că ei vor, eu vreau să câștig, eu n-am câștigat nimic, eu n-am făcut nimic, dar gândiți-vă. Ei sunt noi în network marketing și, practic, ucenicul, când vine la maestru, da? El, practic, învață, învață, învață de la maestru. Ei, dacă mai câștigă și bani în astea 6 luni, în timp ce el învață, este un miracol, corect? Dar el este, practic, un ucenic, dragilor și scumpilor. Cei care sunt pentru prima dată, ei sunt ucenici. Ei trebuie să stea pe lângă voi. Voi trebuie să îi ajutați. Ați văzut cât de important este lista de nume, da? Și aceste materiale pe care voi le primiți, pe care eu vi le ofer, da? Și vă dăruiesc timpul meu, energia mea, resursele mele, înțelepciunea și atâtea cunoștințe, vi le ofer. Ei, voi, dacă le veți ști duplica și veți imita aceste lucruri, gândiți-vă tabla mulțirii cu 2. Da, păi cu 3. Da, păi cu 4. Da, păi cu 5. Da, păi voi acum sunteți 16. Da, ieri ați fost 32. Pentru că mulți, da, ați fost la webinar și așa. Și uite așa. Dar gândiți-vă doar cu 5 tabla mulțirii să o faceți. Și faceți pe un caietel, da? Fiecare cu mânuța lui Sfântă, scrieți 5 ori 5 ori 5 ori 5 ori 5, 6 luni de zile. Dar nu vă deziceți și nu vă dezechilibrați. Mențineți asta. Și cum puteți face 5 scumpilor pe lună? Păi vă spun eu cum. În fiecare zi mergeți și arătați activatorul. V-am spus și ieri. În fiecare zi mă duc ca să le-am testat apa. Că cineva a zis că nu a avut rezultate. Și m-am dus la el și am zis, dăm să văd ce apă bei. Vreau să-ți testez apa care tu o bei. Pentru că aceste nutriente se consumă cu apă pură scumpilor. Și gândiți-vă, nici nu consuma cantitatea necesară de apă, cel puțin 2 litri și jumătate, nici măcar atâta. Oamenii nu consumă apă, dragilor. Aceste nutriente se solubilizează în apă. Aceste nutriente au efectele supra, să zic așa, puternice în apă. Consumând apă. Consumând apă, pentru că este microsolvent. Da? Ce înseamnă microsolvent? Au puterea de solubilizare al substanțelor active din plante care lucrează în sinergie, unde prin intermediul apei ele, da, intră în celulă și formează imediat vindecarea. Atunci, eu în fiecare zi, în iar mă duc, nu există zi în care eu să nu recrutez o persoană, dar nu există zi de la Dumnezeu în care eu să nu scriu o persoană. Nu există așa ceva în viața vieții mele. Atunci gândiți-vă voi, da? Pe lângă asta am alte activități, pe lângă asta vă intrebi și pe voi, pe lângă asta am școală, pe lângă asta am facultate, pe lângă asta am atâtea și atâtea lucruri de făcut. Dar eu ador, eu iubesc ceea ce fac, dragilor. Eu iubesc. De unde merg? Vorbesc cu drag. Uite, vreau să-ți dau un cadou, vreau să-ți dau să guști. Omul ăla zice, bă, dar ce e asta? Ce-mi place? Ce efect? Vreau și eu. Ia link-ul, scrie-te. Instant. Atât de simplu este, dragilor. Atât de simplu.
Nu le spuneți la oameni povești, v-am arătat astăzi cât un săruț să fie. Un pupic este atât, scurt. Voi vă complicați foarte mult cu povești, cu autoshipping-uri, cu alea. Nu, dragilor, nu, nu despre asta este vorba. Pentru cei care practic vor, planul de marketing totdeauna l-am făcut. Acum, dacă o să fie la Cluj, n-o să mai fac sâmbătă, că vreau să citesc cartea ca să da de o putem termina mai repede, da? Că după aceea intru și eu în examene și eu vreau să vă ajut, să-i ajut în special pe oamenii aceia minunați care sunt bobocei, care ei vin, că le place, poate vă iubesc pe voi, poate mă iubesc pe mine, iubesc și nu știu ce, care sunt primii pași, ca și la bebeluș, da? Și iată, aceste materiale o să le fac în playlist, da? În calup, de 1, 2, 3 până când termin cartea, iar voi le puteți oferi lor spre a învăța. Și gândiți-vă atunci când voi sunteți aici, prin plan și vă văd și ei că sunteți activi, ce exemple sunteți voi pentru ei, da? Deci gândiți-vă, totdeauna în oglindă, v-am spus de mii și milioane de ori, întrebați-vă, totdeauna în oglindă dimineața, aș urma un sponsor ca mine? M-ar inspira să am un sponsor cum sunt eu? Dacă nu, atunci să pun mâna ca să mă educ. Datoria și obligația mea este să mă educ. În fiecare zi să citesc. Nu există zi să nu citesc, să n-ascult ceva motivațional. Motivația, v-am spus, este ca și dușul. Toată ziua facem duș, dimineața ne spălăm. Pe fără duș, ce facem? Nu ne simțim noi bine. Și mai mult decât atât, în momentul în care voi vă instruiți, dragilor, aveți tot timpul mintea focusată pe țelul vostru. Cu cât o zi nu v-ați instruit, cu atât ați pierdut. Și dacă n-ați făcut o recrutare astăzi, mâine o recrutare, v-ați descurajat. Ce fac oamenii care pierd? Pierzătorii, da? Loserii, ce fac? Ce fac toți? Da? Abandonează. Învingătorii sunt cei care nu abandonează. Și cei care abandonează nu pot să devină învingători. Da, Michael Jordan, l-am iubit foarte mult pe negru ăsta care a fost cel mai mare campion de basket. Zice, am eșuat. Am eșuat și am eșuat, de aceea am ajuns campion mondial. Da? Gândiți-vă că la succesul numai prin eșecuri, dar eșecurile vă învață, vă califică, vă rodează, vă șlefuiesc. Nu trebuie să vă descurajați din eșecuri. Gândiți-vă că legea lui Pareto funcționează din 100%, 20 acționează. Asta e legea. Ați înțeles? Asta e lege. Funcționează. Gândiți-vă voi, femeile care faceți curățenie. Da? Faceți curățenie în fiecare zi, peste tot. Sau numai unde pășiți voi acele 20% mai mult. Evident, faceți curățenie o dată la o lună, toată casa, dar de regulă faceți pe unde umblați mai mult. Corect? La fel se întâmplă și cu oamenii pe care voi îi abordați. De aceea trebuie 10 sau 5 pe zi. 5 pe zi, 1, 2 se înscriu. 5 pe zi, îi telefonați, îi contactați, 1, 2 se înscriu. 5 pe zi, vorbiți cu 5 pe zi. 5. Ăsta este munca voastră. O oră, 30 de minute, o oră jumate, 2 ore. Dar fără muncă nu există câștig, dragilor. Cine vrea, v-am spus și ieri și vă mai spun, numai în dicționarul limbii engleze scrie earning înainte de working, înainte de muncă. Da? Deci, practic, mai întâi este munca și apoi este câștigul. Și mai mult decât atâta, nu despre câștig, ci de cum devii tu ca persoană. Deci, ceea ce devii tu ca persoană, asta vă va ajuta să aduceți să deveniți campion. Pentru că un campion, eu am fost în Marrakech, acolo n-au fost oameni critici, n-au fost oameni care au vorbit despre alții, care practic au bârfit, oameni care au văzut partea negativă, nu. Campionii care au fost în Marrakech, ea numai s-au bucurat, ea numai partea pozitivă au văzut-o. De aceea vă spun, modul de gândire vă creează realitatea, vă creează viața, vă creează viitorul vostru. Acum, trecutul nu putem să-l schimbăm, da? El este o istorie. Haideți să învățăm din el. Ce putem să facem? Să trăim prezentul așa cum trebuie, ca viitorul nostru, care este un mister, să fie așa cum ne-l dorim. Da? Eu aș putea să vă zic aceste lucruri toată ziua, pentru că eu le trăiesc, aceste lucruri, dragilor. Le-am trăit 30 de ani, m-ați înțeles? Am fost în nu știu câte companii, am ajuns la ultimul nivel și am făcut tot ce mi-am dorit și am ajuns unde mi-am dorit, dar am muncit, dragilor. Am muncit ca un cal de cursă, credeți-mă.
Rari oameni care fac acest lucru, foarte rari. Am fost motivată. N-am avut soț, n-am avut părinți, n-am avut pe nimeni, am avut copii care se țin în facultăți și așa mai departe. Eu, vă dați seama, am avut o viață foarte grea. Atunci n-am avut alt lucru de făcut decât să dau bice. Ei, dacă cineva are un tătic, are o mămică, are un soț, are o soție, are, eu știu, un venit, da? Și nu-l arde la buzunar, nu va face acele salturi cuantice extraordinare. Dar aceia dintre voi, care practic, cum a fost Charles Dickens, care a fost practic toată lumea l-a respins și a fost băgat în datorii, Donald Trump, Tony Robbins, toți oamenii ăștia au fost niște faliți. Niște faliți. Și ce au făcut? Și-au depășit condiția lor umană. Și-au depășit-o. Da? Pentru ei nu exista decât țelul ăla. Zi și noapte lucra pentru țelul ăla. Zi și noapte. Deci nu exista ca să nu treacă o zi. Asta s-a făcut ceva pentru visul meu. Nu. La treabă. Arde-o. Mușco. Nu există, dragilor, să stai. Păi dacă vreți să stați, veți avea aceeași viață. Haideți că mai avem un capitol, da? Fă-ți o listă verifică de 2 ori. Iată, imediat ce acele nume au fost scrise pe o foaie de hârtie, da? Subconștientul începe să lucreze, încercând să găsească modalități de a include în rețea. Angie Ross, primul lucru pe care i-ar place sponsorului tău este ca tu să scrii o listă de prospecți, oameni care ar putea fi interesați de ideea construirii unei rețele. Valoarea unei asemenea liste este evidentă, iar a o scrie este un lucru ușor de făcut. La orice curs de vânzări îți este predat acest lucru. Angie Ross, profesor emerit din rețea, spune că acesta s-ar putea să fie singurul pas practic foarte important pe care cineva îl face la începutul activității în rețea. Și încă oamenii își imaginează că pot ține minte această listă de prospecți. Toți distribuitorii de succes sunt de acord. Scrie numele pe o foaie de hârtie. Tot felul de lucruri vor începe să se întâmple. Numele atrag după sine mai multe nume. Când îți repeți ideile despre vânzări și despre recrutare, scuze, gândește-te la o anumită persoană. Apoi, o alta îți va apărea brusc în minte, ar putea să meargă pentru această persoană la fel de bine. Lista ta este probabil cel mai important instrument în afaceri. Este resursa pe care o poți avea permanent cu tine și, dacă vrei, ajutorul liniei tale superioare. Va trebui să revezi numele de pe lista ta împreună cu ei. Lista ta vă ajută să vizualizați sfera de influență, iar o listă bună este un semnal pentru linia ta superioară că ești cineva cu care ei ar trebui să lucreze. 2 lucruri merită reamintite. În primul rând, cu cât lista ta este mai mare, cu atât potențialul afacerii tale este mai mare. Al doilea, dacă cineva cunoscut ție nu este pe lista ta și nu este abordat de tine, atunci acea persoană va fi curând pe lista altcuiva. Partea cea mai grea constă în a găsi cuvintele și ideile care vor face rețeaua ta profitabilă. Partea ușoară este de a trece în revistă un număr mare de persoane, lăsându-i să spună da sau nu. Ai cheltui bani și timp pentru a dezvolta o mașinărie de făcut stilouri și apoi să fabrici doar 5? Nu! Dacă tot ai de gând să pui la punct dezvoltarea ideii tale, fii sigur că vei alerga după 10 de persoane. În acest caz, prospectarea a cât mai multe persoane reprezintă regula jocului. Da? Deci iată ce repede trece, dragilor, să citești o carte. Nici nu vă puteți imagina, dar o să facem o regulă, bineînțeles, dacă o să vă placă și o să vedeți că o să aveți rezultate, o să mai citim Biblia vânzărilor, îmi doresc foarte mult să o citesc cu voi. Bun, mâine o să citim capitolul 6, haideți să vedem, practic, ce idee frumoasă ați desprins din aceste materiale astăzi. Hai să vedem! Ce idee ați desprins astăzi din aceste materiale? Cu ce idee mergeți acum acasă? Adică la culcare, în subconștientul vostru. Ce idee v-ar
Munca și iar munca. Munca și iar munca. Bravo, Lenuța, bravo, scumpă. Să Muncă. fim perseverenți, Bravo. să luăm în seamă legea lui Parete, Bravo. care la 120, deci noi Bravo. dacă facem 5-1, cel puțin o să-l avem, Bravo. să nu ne descurajăm dacă o să avem refuzuri, să le Bravo. dăm informația, dacă nu primim răspuns, să mai revenim, că nu trebuie să ne fie rușine, Bravo. să fim cât de cât rapizi, pentru că dacă noi o să tot ne gândim și iar ne gândim, o să ne trezim că persoanele noastre cunoscute o să ajungă în altă parte și o să ne pară Bravo. rău că n-am dat noi informația, pentru că trebuie să ne gândim și la facerea de bine. Deci noi suntem iubitori, că de aceea și tu ne iubești pe noi, de asta ne dai informația. Noi, la rândul nostru, nu trebuie să fim egoiști, trebuie să dăm informația la cât mai mulți și după aceea, Doamne, Doamne, ne recompensează și noi suntem fericiți, pentru că avem și noi facturi de plătit și toate cele și Da. suntem mulțumiți sufletește dacă facem un bine, dacă repetăm acele afirmații, dacă repetăm acel îmi pare rău, iartă-mă, te iert, mulțumesc, te iubesc. În fiecare dimineață ne facem așa un plan de muncă de dimineață, cu recunoștința, bineînțeles, când deschidem ochii, să fim recunoscători, să facem tot programul ăla de curățare și a limbii și a apei, după aceea să o bem, să facem, deci, cum am spus, afirmațiile și apoi lista, deci ne facem listă 5 pe zi. Deci din lista aia care am făcut-o la început, reclutăm, ăștia astăzi vin și ne impulsionăm. Da. Bravo! Silvia, tu faci niște progrese fenomenale, felicitări, crede-mă. Mulțumesc, mulțumesc. O să-ți cer ajutor. Faci niște progrese fenomenale. Ca să fac mai rapid contract, adică am oamenii pe listă și. Lasă că vorbim, după Zoom Da, da, vorbim, da, bine, da, după Zoom da, vorbim. da, da, da. Măi, dragilor, Mulțumesc. sunteți, ascultați-mă, dragilor, cu asta vreau să închei. Pentru că în aceste zile, când eu o să vă zic aceste lucruri atât de intime, care îmi vin așa inspiraționale de la Dumnezeu să vi le zic, pentru că atât de mult am citit în viața asta și atât de mult citesc, atât de mult învăț, credeți-mă, atât de mult mă rog la Dumnezeu ca să fiu acea persoană atât de inspirațională pentru mulți, încât voi să mă depășiți pe mine. M-ați înțeles? Eu vreau ca voi să mă depășiți pe mine. Dar gândiți-vă un aspect foarte important la vulturi. V-am mai spus povestea, tu, Silvia, tu o știi, dar restul nu știu, da? Că tu ai fost cu mine 3 ani în altă parte. Ideea este că, gândiți-vă că vulturii trăiesc 70 de ani. După 45 de ani, 35 de ani, ei se confruntă cu o grea problemă, da? Li se încovoaie ciocul, nu mai pot să prindă hrană. Li se încovoaie unghiile, nu mai se pot cățăra pe stânci și, practic, penele, da, devin foarte, foarte grele pentru că sunt îmbătrânite. Și vulturii au două opțiuni. Fie să moară, fie să se supună 3 luni de zile la un proces de schimbare radical. Și anume, ce fac? Își sparg ciocul. După o lună le cresc altul. Apoi își smulg unghiile. După o lună le cresc altele și apoi își mulg penele. După o lună le cresc alte pene. Dragilor, este un proces atât de dureros, cum nu vă puteți imagina în cuvinte. Ancuța, Da. bună seara, lovește vulturul cu ciocul de stâncă, da? Până când îi se termină, îi se rupe ciocul și pe urmă începe să-i crească altul. Da, am citit și eu povestea asta de mulți ani, de mulți, de mult, de mult, de mult. Deci Bine. el exact reînvie ca și un ăsta nou. Deci un corp nou, nouț. Da. Ca și Gândiți-vă. pasărea Phoenix din cenușă. Exact. Din Bravo. asta. Bravo. Asta vreau să zic. Exact ce asta, pentru că asta am pus-o în spate. Asta am să o pun în spatele meu în aceste instruiri. Dragilor, nu vom putea să avem cu același stil de gândire pe care l-am avut o viață nouă. Dacă tu te gândești că ești sărac, că ești prost, că ești bătrân, că ești tânăr, că ești cum ești și nu-ți schimbi și îți faci o afirmație
Da? Eu pot totul în Hristos care mă întărește. Da? Eu sunt abundență infinită, eu sunt înțelepciune genială, eu sunt sănătate radiantă, eu sunt frumusețe divină, eu sunt totul, Succes. succes, da? Eu sunt în Liga Campionilor, eu am 1.000.000 de puncte, eu am tot ceea ce îmi doresc. Deci, automat, eu tot timpul spun, iată, un miracol este pe care se mi se întâmple acum, în fiecare dimineață. Normal că eu v-am arătat cât de mult scriu în fiecare zi în acest caiet și vi l-am arătat de la începutul anului, da? Iată, suntem în data de 28, da? 28, nu știu dacă se vede. Se vede 28 aici. Se vede sau nu se vede? Se vede așa? Îl vedeți sau nu vedeți? Da, Perfect. agenda. Deci, nu există zi de la Dumnezeu ca eu să nu mulțumesc în fiecare zi pentru ceea ce îmi doresc să mi se întâmple în ziua respectivă. Dar nu există zi de la Dumnezeu. Dacă eu nu scriu treaba asta în jurnal, nu mi se va întâmpla nimic ceea ce îmi doresc. Vă trebuie să vă alegeți fie seara să scrieți, când subconștientul vostru este practic aproape de adormire, da? Fie dimineața, când iarăși voi vă treziți cu mintea fresh. Și vă trebuie să știți clar ce vă doriți în ziua respectivă. Acestea sunt secretele succesului, dragilor. Și afirmațiile, afirmațiile, afirmațiile. Iată, vă spun câteva afirmații care eu mi le spun așa. Sunt foarte bine, eu am foarte multe afirmații care mi le-am scris. Permită, da, minții lui Dumnezeu să-mi umple mintea cu soluția perfectă pentru orice problemă. Cu care mă confrunt. Am încredere că totul se întâmplă pe un plan divin spre binele meu cel mai înalt. Da? Apoi, aleg să fiu ghidată în tot ceea ce fac de Dumnezeu. Fac în așa fel încât să ajung unde îmi doresc la succes. El mă ocrotește la plecare și la venire pentru totdeauna. Deci eu mi le creez. Bine, o să scriu carte, o să scriu și am scris e-book-ul. Dar atâta sunt de ocupată că acum fac și asta și atâta aș vrea să fac, dar nu pot atât cât aș. Eu cred că a trebuit să mai trăiesc încă o viață, cât am în cap. Apoi, anihilez cu puterea intuiției toate amintirile distructive pe care le-am comis, da, și emoțiile distructive asupra altora și mă eliberez. Permit ca Spiritul Sfânt să mă creeze și să-mi creeze o ființă lăuntrică, excepțională, înțeleaptă și frumoasă la interior și la exterior. Deci dacă vă zic câte scriu eu, câte afirmații, deci n-am cuvinte, spirite infinit, da? Deschidem calea spre imediata mea abundență. Asta o zic în fiecare clipă, dragilor. Este jocul vieții și cum să-l joci, de Florence Scovel Sheen, pe care eu vi-l recomand. Este o carte audio care o puteți asculta. Cum se cheamă? Jocul vieții și cum să-l joci. Este prima carte de psihologie din lume, care a fost făcută în 1920 și ceva de fata asta, Florence Scovel Sheen, unde cu puterea afirmației i-a schimbat viețile oamenilor, dragi. Așa puterea au cuvintele. Îl găsim pe YouTube? Pe YouTube. Sau unde? Hai că vă pun acum. Vă pun acum în chat. Da, mulțumesc. Deci, dragilor, eu vă admir, sincer, suntem a rămas la capitolul 6, să nu uităm, da? Eu vă admir jocul vieții, Florence Scovel Sheen. Vi-l pun acum în chat, dragilor, îi o oră banul 2 ore 55. Bună, dragilor, sunt Andra Mihaela și am revenit cu un nou filmuleț. Dar această înregistrare, stai să văd pe prima aia altă care e mai originală. Jocul. Jocul vieții și cum să-l joci. Dragilor, dacă voi
Jocul vieții și cum să-l joci. O ascultați zilele acestea, vis-a-vis de ceea ce voi vă doriți. Că eu știu că cei care sunteți acum aici, sunteți oameni care vă doriți ceva în viață și vă apreciez foarte mult. Vă pun aici în chat jocul vieții și cum să-l joci. Da? Atât de mult o să vă ajute această carte pe mine. Această carte și secretul legea atracției, care o știți, care a fost acum 20 și ceva de ani, da? Mie mi-a schimbat total viața. Pentru că eu știam de micuță că no, se întâmplă miracole și așa. Dar nu de factura și de calibru acesta. Și după ce am văzut că știința este în armonie cu ceea ce eu credeam și în armonie cu ceea ce eu simțeam, cu intuiția mea, m-am bucurat enorm de mult, pentru că mă gândeam că eu sigur e bună, că părinții mei ziceau, tu femeie, cum poți gândi că tu să ai o casă și ne-am muncit 40 de ani să avem și tu să ai o casă? Dar cum poți gândi așa ceva? Și eu în 6 luni am avut o casă. Deci, dragilor, e ceva fenomenal. Fenomenal! Cât de mare este, cât de puternic este cuvântul și credința. Bine, scumpilor, ne vedem mâine seară, ok? La aceeași oră, la ora 20, da? Dacă survine ceva, vă anunț oricum, dar continuăm citirea, continuăm educația, continuăm faptul de a exploata liderul din noi, de a exploata uriașul din noi, de a exploata talentul din noi, de a exploata potențialul din noi. Continuăm mâine seară. Vă pup, vă iubesc și noapte bună. Mulțumim pentru atâta dăruire. Mulțumim. Mulțumim cu iubire și cu recunoștință. Cu drag, dragilor. Ne vedem mâine seară, așa că scrie dacă aveți anumite întrebări, puneți-le, da? Mâine seară o să am un alt material pregătit pentru voi și cine mai aproape, pentru că eu vreau ca apoi să-l cascadați mai departe la omuleții voștri și să învățați și pe voi să facă la fel cum veți face și voi, da? Voi mulțumesc frumos, să fie frumoasă. Pa, pa. Se mai poate? Mulțumim. Poftim? Am o curiozitate, am zis, se mai poate, permit să întreb ceva? Da, cum să nu, te rog. Cartea asta, eu am citit-o undeva prin 2007. Care? Iar aceasta, expertul din afara orașului. Iar în mintea mea a rămas că tratează edificarea sponsorului, că întreaga carte, de fapt, duce acolo. Cum să-ți edifici sponsorul și să-i acorzi importanța cuvenită. Deci mie așa mi-a rămas în cap. Și acum sunt extraordinar de surprinsă de ceea ce se întâmplă, că poate până la final ajunge și la ideea rămasă la mine, da? Dar totuși sunt multe alte lucruri de care nu mai mi-aminteam, chiar că e binevenită și chiar îți mulțumesc pentru asta. Cu drag. Ce să zic, m-a lăsat așa, mă așteptam la orice altceva, da. Mersi frumos. Dragilor, eu asta o fac pentru voi, pentru că mi-am dat seama că eu acum ca și președinte am o misiune foarte, foarte grea de îndeplinit și de multe ori nu mai pot să mă ocup de voi. Și dacă eu nu vă formatez pe voi ca să-mi luați locul, eu nu voi putea singură să fac față. M-ați înțeles? Așa este. Trebuie să mai și... Deleg. Și atunci, practic, eu am foarte multe, va trebui să plec în Marea Britanie, va trebui să plec în Dubai, va trebui să plec, am foarte multe. Deci dacă voi nu sunteți pregătiți să dați mai departe și să deveniți oamenii pe care voi vi doriți, nu se poate altceva, pentru că oamenii așa foarte, foarte calificați nu prea sunt. Atunci, dacă eu, uite-te, m-a făcut Dumnezeu așa, trebuie să vă dau valoare. Mă oblig eu pe mine, eu mă oblig. Mă oblig. Eu mă oblig ca să nu mă muste conștiința. Că știu atâtea și eu nu v-am spus vouă câte știu. Atunci, iată, asta îmi propun să vă învăț, să vă ofer valoare,
și să vă înalți mai presus de mine, mai presus de cuvinte, astfel încât voi, mai departe, să faceți aceste lucruri cu oamenii voștri și să duplicați. Că dacă vă nu duplicați ceea ce vă spun eu, va fi un zero. Vă trebuie să duplicați, să faceți exact ce vă zic. Constant, perseverent și numai înainte. Ok? Bun. Da. Seara minunată. Okay. Seara minunată. Sunteți o minunăție de femei, Doamne Dumnezeule. V-a dăruit Dumnezeu cu atâta înțelepciune și frumusețe și aveți o mulțime de daruri. Da, să știți că atât de mult am muncit pentru ele, zeci de ani, facultăți. Cred. Și vă apreciez din tot sufletul. Nici nu știu. Învăț, și învăț încă. Am examene. Sâmbătă sunt în examen. Deci n-are rost să vă zic. N-are rost să vă zic că e ceva supranatural ce fac eu. Chiar super. Sunteți da. De apreciat, nu de criticat. Da, am examen sâmbătă. După aia am alte examene în 14-15, că mi-am scris aici în agenda când mai Dar am. Cu siguranță o să aveți succes și reușită, pentru că dăruiți din suflet atâta bunătate și atâtea lucruri minunate le împărtășiți oamenilor fără costuri, așa cum ați spus. Majoritatea percep tot felul de taxe pentru cea mai mică informație. Ori aici am găsit atâta informație din suflet venită și deci e ceva absolut, absolut minunat și incredibil pentru mine. Vă prețuiesc din tot sufletul. Mulțumesc! Ideea este că eu mai am un grup, știți că eu mai am un grup de sănătate unde Da. Acolo postez numai lucruri din astea foarte puternice, știți? Că nu le bag în mămăligă și pe asta și pe asta, ca timp, știți? No, dar eu dacă nu aș citi ceva nou în fiecare zi, eu aș fi goală. Mai ales pe grupul de Facebook, da? Pe grupul ăla privat, unde sunt 1900 de persoane acolo. Oh. Dar nu ați știut de grupul de... Nu. Nu, haideți că vi-l pun după ce termin, vi-l pun, da, vi-l bine. Acolo, iarăși câte postez și acolo în fiecare zi și eu atâta v-aș posta, pentru că eu citesc zilnic și efectiv ce mi se pare wow, aș vrea să vi le dau, dar e prea mult, de multe ori e prea multă informație și am zis, mă, oprește-te, femeie, mai lasă, dar eu din dragoste vreau să vă dau și zic, bă, da, e prea mult pentru oamenii ăștia, nu pot atâta. Și a zis, oprește și tot. Și mi-a atât de greu să mă opresc, să zic, gata. Așa le pun pe grupul de Facebook, ce mai e ăsta? Știți? Hai că vreau. Bine, mulțumim mult. Seara frumoasă. Ne vedem mâine seară. V-am pupat. Mulțumim, seară bună. Mulțumim.